privind în jurul nostru, ne vedem ajunși într-o societate a crizei identitare. Noile isme continuă să niveleze simțul comun al colectivității umane, privându-l de oricare minim bun simț al dialogului, polemicii, al dreptului pentru care Ion Rațiu a luptat, acela de a nu fi de acord cu aproapele meu. Într-o asemenea societate, paradigmele de conducere sunt puse la grea încercare, în misiunea lor de a avea un obiectiv și de a-și păstra obiectivul. Fie că este vorba de o conducere în mediul secular, fie în mediul eclesial. Consider că o bună paradigmă de conducere este aceea care trăiește în prezentul contemporanului, fiind înrădăcinată în valorile și fundamentele credinței creștine care au fost puse în trecut, odată și pentru totdeauna. Aceste fundamente le găsim în Sfânta Scriptură, mai exact în Noul Testament. În acest context, modelul cristologic de conducere comunitară devine nu doar relevant, ci esențial. Aceasta oferă o alternativă viabilă și solidă paradigmelor de conducere contemporane, care adesea eșuează în a se adresa nevoilor profunde ale comunității și ale individului. Modelul cristologic de conducere se bazează pe exemplul lui Iisus Hristos, un model de slujire, de smerenie și de sacrificiu. Este un model care transcede timpul și cultura, oferind principii de conducere care sunt la fel de relevante astăzi cum au fost și acum 2 milenii. Iisus a pus bazele acestui model prin viața și învățăturile sale. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, el spune căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Prin acest exemplu, liderii creștini sunt chemați să imite acest model, adoptând o atitudine de slujire și smerenie în toate aspectele vieții și conducerii lor. Într-o lume în care conducerea este adesea asociată cu puterea și autoritatea, modelul cristologic oferă o viziune contraculturală. Aceasta este o conducere care pune accent pe relații autentice, pe integritate, pe responsabilitate. De exemplu, în cartea Spiritual Leadership, Oswald Sanders sublinează că adevărata conducere creștină este caracterizată de smerenie și de dorința de a sluji pe alții. Dar un alt aspect crucial al modelului cristologic este ucenicia. Iisus a investit în mod intenționat în formarea ucenicilor săi, demonstrând importanța mentorării și educării viitorilor lideri. Iisus a selectat și a format lideri printr-un proces de ucenicie intențional și personal. Prin adoptarea modelului cristologic de conducere, bisericile și comunitățile pot naviga prin provocările contemporane cu o temelie solidă în valorile eterne ale credinței creștine. Conducerea comunitară creștină, distinctă de conducerea seculară, se definește printr-o serie de caracteristici, o spun esențiale, care derivă direct din exemplul și învățăturile lui Iisus Hristos. Deși conceptul de conducere poate fi dificil de definit, caracteristica comună tuturor liderilor este capacitatea de a realiza ceva, de a realiza lucruri. Cu toate acestea, pentru a fi identificată în mod unic ca fiind creștină, conducerea trebuie să fie definită și mai clar. În timp ce conducerea seculară poate utiliza principii morale și biblice în modelele lor, conducerea creștină posedă o calitate care depășește simpla implementare a principiilor, a pune un accent distinctiv pe inima și acțiunile liderului. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, acțiunile lui Iisus sunt de o importanță crucială pentru înțelegerea mesajului Evangheliei, deoarece învățăm cine este Iisus nu atât din ceea ce spune, ci din ceea ce face. Această abordare a conducerii modelată de paradigma lui Hristos este o reflectare a identității și acțiunilor sale. Conducerea creștină implică astfel nu doar urmarea unor principii, ci și manifestarea unui caracter hristic prin acțiuni concrete care reflectă valorile împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să înțelegem ca fiind conducerea biblică este inițiativa de a influența oamenii să crească în sfințenie, să promoveze cu pasiune extinderea împărăției lui Dumnezeu în lume. Putem înțelege că acțiunile unui lider combinate cu un obiectiv clar de a promova împărăția lui Dumnezeu prin influențarea altora marchează o conducere creștină de succes. Acesta este modelul inițiat de Domnul Iisus și îl vedem, de exemplu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, unde activitatea lui este accentuată mai mult decât conținutul învățăturilor sale. Deși Evanghelia după Marcu nu neglijează învățăturile lui Iisus, acestea sunt strâns legate de activitatea sa, în special de activitatea dezvoltării liderilor. Conducerea comunitară creștină este așadar marcată de un efort combinat de acțiune și atenție. Scopul fiind acela de a influența intenționat pe alții. Există o legătură, consider eu, strategică între învățăturile și acțiunile lui Iisus. Și putem observa că învățătura sa nu a fost niciodată deconectată de praxis sau abstractă, ci întotdeauna preocupată de ucenicie. Astfel, conducerea comunitară creștină nu se limitează la realizarea obiectivelor organizaționale sau la implementarea unor principii etice. Ea implică, în primul rând, o transformare profundă a inimii liderului, care se manifestă prin acțiuni concrete și prin influențarea comunității. Aceasta este esența modelului cristologic de conducere comunitară, care se bazează pe exemplul viu al lui Iisus Hristos și pe misiunea de a reflecta valorile împărăției lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Acesta este adevărul pur și simplu.